No, salutare tuturor! Haideți că sunt aici cu Meganu. Bă, am dat jos roata ca să mă uit iar un pic să văd dacă totuși nu aș reuși cumva să o înalț. Vezi că am mai desfăcut eu odată, deja astea am reușit să le desfac, le-am curățat, s-au desfăcut cu mare greu și am vrut să vă arăt care, cam care e situația. Deci acum vedeți că am scos șurubele astea de sus și problema e că deci trebuie să forțez foarte tare ca să merg un pic în jos tot arcul. Și aia e toată problema. Și cred că ce mă ține para asta stabilizatoare. M-am gândit că ar fi o variantă să scot și pe aia, numai că fără aia nu prea mai ai stabilitate în curbe. La viteză mare, pe off-road așa mai are, la viteză mică, poate chiar mai bine. Dar totuși aș lăsa-o acolo unde e. Așa că m-am gândit să-i fac cumva aici sus o flanșă și o să apăs arcul cât pot, adică o să apăs suspensia aici tot ansamblu, toată partea aia în jos, văd cât merge și poate să-i fac flanșa. Cât a fi, 2-3 cm, de mai bine decât nimic. Deci să vă arăt ce am făcut. Deci după cum vedeți, am reușit să împing în jos arcul cât se intre bucata asta de fier, care are 30 de milimetri, 3 cm. Și deci cam pe atât aș putea să fac o flanșă. Mai mult de atâta, nicio șansă. Pentru că tura trecută am încercat să împing mai în jos de atâta brațul și am smuls afară planetara. Deci mai bine mă opresc aici. Așa că cam ăsta ar fi maximul cât aș putea să o înalț cu 3 cm. Altă variantă, m-am gândit să-i bag ceva arcuri de pasat. Am ceva arcuri de la pasatul meu. Da, aici iară se complică un pic situația, alea nu sunt chiar așa de late, trebuie alte modificări și mă gândesc să nu fie prea rigidă după aia mașina cu ea, cu ele. Așa că facem varianta asta cu flanșa de 3 cm și să vedem, să văd ce reușesc să fac. Cam în faza asta cu flanșele. Deci, după cum vedeți, am reușit să decupez piesele astea 4 pentru flanșe. Și ce mai urmează să fac? Bine, acum urmează să le polizez un pic. Cu flexul nu este așa de fain ca și cum le face, de exemplu, pe altceva, pe strung sau pe știu eu pe ce. A fost foarte mult de lucru. Noroc că am avut pânzele astea mici. Punem deoparte, pe le mai folosesc și la chestii de astea. Ce mai urmează să fac e să le duc la 3 cm, cam ceva de genul să fie, și să văd în continuare ce adaptări și cum reușesc eu să le prind. Dar momentan stau bine, astea au fost mai greu de făcut, mi-a dat chiar mult de lucru, dar asta a fost hobul mai greu. De aici vedem cum mai facem. No, deci am găsit, noroc că am găsit pe acasă bucata asta de țeavă pătrată, sau cum dau eu zice. Și cu asta mă gândesc să fac cuplarea între flanșele astea două. Deci o să vină ceva de genul. Nu pot eu să țin prea bine cu o mână. Oricum mai vin un pic polizate. Mă gândesc să nu fac chiar pe 30, că o să-l bag foarte greu pe 30. Nici nu știu dacă o să-l pot băga. Deci o să-l fac undeva pe 25, mai ales acum că s-o mai înălțat și cu cauciucurile.
Și bine ar fi, dacă reușesc să-l bag, ăsta e perfect. Oricum, în continuare, ce mai am de făcut? Să polizez toate piesele astea pe rând. Piesa asta, păcat că nu e un pic mai lată. Dacă era posută, era și mai bună. Dar acum asta e. Astea le-am avut, cu astea le fac. Nu are rost să investesc oricum, nu știu ce o să iasă. Iar acum ce mai trebuie eu să fac? Le curăț toate piesele. Fac ăsta un pic pe polizor. Le sudez și vedem. No, haideți că am terminat flanșele de făcut, cum le-am dat și un pic de vopsea să nu ruginească. Deci cam ăsta e rezultatul final. Se urâte ca dracu. Așa a fost materialul ăsta, nu știu, nici nu știu la ce doamne a fost folosit. Da, e foarte urât. Important să le pot eu pune sus, că acolo sunt mașini oricum nu se văd. Inițial, când am proiectat eu flanșele, mă gândeam că aici o să bag o țeavă, cam cât e gaura asta, așa era bine. Acum sper că o să-mi intre aici la arc. Dar oricum mâine și încerc să le pun sus. Până la urmă și pe 30. Le-am mai băgat aici câte o întăritură. Roată, se vede. Și mâine facem o cruce și încercăm să le punem. Vedem. Da, eu avem noroc. The next day. Am dat acum jos arcul de pe mașină și cam așa vine flanșa. Ce mai trebuie să fac e să o fost să sudez două piulițe aici, care să vină în șurubate astea de sus, că astea originale acum le-am băgat jos. O trebuie să le sudez cu șurubele astea băgate aici, că altfel nu le mai poți băga de piuliță. Deci se cam complică treaba pe aici. Da, acum în teorie ar trebui să intre. Trebuie să mai lărgesc un pic șurubele de pe caroserie, să intre astea, că astea sunt de 10, originalele erau de 8 și da, de pot să bag cumva. Deci asta vine aici. Hai, pregăteaște-ți numai scula acolo. Trebuie să-l bagi la loc suspensia, știi? E, mă, dar stai, ăsta poate să-l dau pe aici? Ăla pe acolo. Așa. Hai că duc eu brațul în jos. Da, ce? Da. Stai. Da. A intrat ceva? A intrat, dar mai dau mai jos. O comptic. Hop. Așa, așa. Da. Dacă eu ți-l apăs, încet în jos, dacă îți vrei. Apas, așa. Stai, când duc eu. Nu apăsa, am apasă încet. Mai? Stai. Nu-i bine. Țafără. Bun. Sau vezi, am o șurubă. Păi tot nu mai arriva. Vezi numai acolo. Trebuie să marg în jos mai mult. Mai un pic, gata. A intrat. Bate-l un pic cu șocoală. Nu. E bun. Haideți că mașina e înălțată. E și bine. E numai ce trebuie. E un pic ca cineva de. Numai bine. Că nu e nici mai înaltă fața decât spatele. La Corsa, prima dată când i-am înălțat fața, s-a înălțat prea tare în comparație cu spatele și arăta caragios. Trebuie să-i fac și spatele un pic. După aia, parcă cu 3 cm am înălțat-o de spate.
e față cu 5. Asta e înălțată cu 3 cm, e față. Bă, o ieși bine. Pe partea stângă m-am chinuit un pic. A fost foarte încordată bara aia stabilizatoare, dar pe dreapta a mers mai ușor. Trebuie 2 oameni ca să poți băga suspensia. Da, e treaba bună. Acum mă duc un pic cu ea să aduc ceva apă, să văd cum se simte. A, deci așa la volan, treaba bună, simte ok. La mașina asta foarte tare bate bara aia de puntea pe spate, adică cred că-s dus să trece bucșele de pe acolo. Ce probleme mai sunt? Freacă roata. Deci mai freacă un pic roțele. Trebuie să văd pe unde să mai dau niște ciocane. Așa, în rest, nu trage într-o parte. Bine, la viteză mică, am dat seama că la viteză mare, după toate modificările astea, nu mai poți merge. Oricum mă duc eu încet. Cum asta așa în teste. Duc încetuc să văd, să nu cedeze ceva. Încă n-am deloc încredere, vă dați seama după aceea modificări. Dar e să simte super ok. Pentru ce modificări am făcut. Cum mai și înălțat un pic, s-a înălțat și din cauciucuri. Aderența am până-i lume, pomere cu e. Și cam atât a fost și cu acest video. Și să sperăm că urmează și un test. Dacă tăteți bun, e un test așa mai lejer. Nu-i dau tare. Până văd ce și cum. Și până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune.